Mie BMW-ul mi se pare super brand, auto. Ți s-a stricat cotețul. Era păcat după ce te lovește cu mașina să nu se strice a doua mașină. A doua mașină, da. Noroc am trei. Început... Și cu a treia am luat amendă de răvinete. Ți-aduce aminte că în momentul când mi-ai zis că vrei să-ți cumperi mașina asta, ți-am zis eu, băi, e frumoasă, dar e prea veche, și tu mi-ai spus nu, că e motorul meu preferat și că eu îl înțeleg, îl știu și orice problemă ar avea, eu o rezolv. Am rezolvat-o. După cât timp? Ți s-a stricat cotețul? Era stricată când ai cumpărat-o? Nu. Mașina? Nu. Sau s-a stricat ulterior? Nu, a apărut în decembrie. Știi când okay. A apărut la vreo câteva zile după ce ne-a lovit ăla. Era păcat după ce te lovește cu mașina să nu se strice a doua mașină. A doua mașină, da. Noroc am trei. Au început ghinioanele, așa. Și cu a treia am luat amendă de revenite. Băi, ești nebun? Da. Mașina când am luat-o n-avea nicio problemă. I-am schimbat toate uleiurile la Oradea, am fost cu tine, nu știu ce, toate da, bune da, și frumos. Acum un an. Da, am mers pur an de zile, am luat-o la 68, acum are 79.500. 11.000 de kilometri. 11.000 și un pic, da. Ai făcut mult, având în vedere că folosiți mașina asta mai de weekend și Iuliana merge doar prin oraș. Bă, în oraș ducem copilul, da. La ei mei mergem în weekend, ai mei stau la țară, ai stau la țară. Da, da. Am mers când la ei mei, când da. La ei. Sunt mai mulți kilometri. Prin oraș, am fost cu ea la munte, am fost cu ea la Oradea cu tine da. Și am mai fost cu ea în vară la munte, de asemenea, că am băgat-o pe un pic de teren mai accidentat. Așa. Deci, 2-3 drumuri lungi, în rest doar prin județ. Nicio problemă. Problemă mecanică, problemă tehnică. Început să se ciupească ulei, că i-am băgat un ulei prea subțire, și anume 0,30. Era prea gurme pentru motorul ăsta, care el știe 5,40. Și consuma un litru cam la 3.000 de kilometri. De multicel, fără să aibă vreo problemă. Eșa la noxe, e din cauza sistemului Valtronic, care se știe că consumă. I-am băgat 5,40, tot mai consumă, dar un bine, litru da, cam pe la... Cam știute BMW-urile și da, mini-urile da. Că consumă ulei. Am avut și eu un Mini, Mini Cooper S, tot așa, aveam bilunașul de ulei în spate și mai completam. Am făcut 1000 de kilometri de când i-am făcut schimbul așa. Și n-a consumat teoretic cam tot full nivelul. Ce să zic, un litru cam pe la 5000 consumă. N-are jojă, se verifică nivelul numai pe display, e full. Ăla e minim, ăla e maxim, aia e jojă, dâng, știi? E full acum. Intră 6,5 litri. I-am băgat 5,40, ăla îi place, n-are treabă. Bun. Așa. Ce probleme am avut eu cu mașina asta până acum? N-a fost doar o problemă? Mă, a fost o problemă care, teoretic, ca simptomatologie, poate fi din mai multe chestii. Okay. Eu am început cu cea mai ușoară. Dădea în nas la plecare și chestia asta poate să fie din debit metru. Am încercat să-l curăț, parcă s-a îmbunătățit. Dar am simțit că a început să reapară, l-am schimbat cu totul. Am schimbat debit metru, parcă am simțit o îmbunătățire. N-am mai făcut așa rău. I-am schimbat vanusurile. Sunt doi senzori care intră în vanusuri, adică la distribuția variabilă BMW, pentru cine nu știe. E una pe admisie, una pe evacuare. Ălea oricum BMW recomandă să le schimbi la 80.000, că ălea sunt mai păcătoase. Deci n-a fost nicio schimbare, că le-am schimbat eu alea, că le-am înlocuit. Dar oricum era bine să le schimb, că are fix 80.000. Am dat pe ele vreo 1000 și un pic de lei, original. Și am schimbat MAF-ul, adică debit metru, care a fost 1100 de lei, ceva de genul, a fost achiziție. Deci o 2000 și ceva de lei. Problema, de fapt, când plecam tare de pe loc, când era cald, dădea nas, pornea DSC-ul, bum. Tot pantă, timpul? Sau aleatoriu? La cald, când plecai mai tare. În trepte, de la treapta 3 în sus, 3, 4, 5, 6, dacă era sub 2000 de ture și o accelerai, până în 2000 făcea Eu dau la mingeac. E o perioadă de lock-up la convertizor, cutia asta are convertizor, e cutie făcută de GM. La 2000 de ture este lock-up-ul convertizorului, adică el acolo intră în funcțiune, să zic așa, după 2000 de ture. Și nu se lega bine. După 2000 de ture, nicio problemă. Cutia, o țin manual, mergi tare, mergi blană. Cum arată viteza luminii pe pământ? BMW X3 2.5SI trage nicio eroare pe cutie, nicio eroare pe motor. Ca asta mă dispera. N-avea nicio eroare pe cutie, nicio eroare pe motor și avea chestia asta. De nu trebuie să mergi cu ea, adică vrei să pleci tare într-un sens, plecai tare, buf, în asta, pe mijloc în sensului. Da. Era o chestie chiar destul de periculoasă. Și eu am suspectat că ar fi din convertizor problema asta, adică eu din tot ce m-am documentat, MAF, vanus, bobine sau convertizor sau cutie, știi? Am eliminat toate problemele, mai era convertizorul bară cutia și am găsit un document de la GM în SUA pentru niște Cadillac-uri, Chevrolet-uri care au exact cutia asta, care avea o problemă de fabrică emisă de GM prin 2012. Cât ai stat să cauți? Luni de zile am citit de mine și pe nas. Două luni am stat numai cu nasul în forumuri, în documente, în simptomatologie, patologie, în testere, mecanici, probe. Am încercat să îmi dau seama de unde ar fi problema. Acum merge atât de frumos, mi-a zis dau foc. Ți-am zis să o vinzi. Ce să o vând, că nu iau bani pe ea să o vând. Am găsit o rezolvare a problemei pe Statele Unite și anume... Dar n-ai încercat, scuză-mă că te întrerup, să te duci la un service? De exemplu, la reprezentanță? Nu.
N-ai încercat sau n-am vrei? Nici n-am încercat, nici n-am vrut. Okay. Pentru ce să mă la reprezentanță? Nu știu. Era pur și simplu o întrebare. În primul rând, în Vâlcea n-aveam unde să mă duc la reprezentanță. Trebuia să mă duc ori la Sibiu, ori la București. Și în al doilea rând, am pus un tester de BMW, probabil nu chiar cel mai original, dar nu aveam erori, nu aveam ce să văd. Să zic, domne, îmi face ceva la cald și oricum problema asta, dacă era din convertizor cutie, nu prea aveau ei ce să-mi facă, decât să zic că schimbă cutia sau schimbă convertizorul. Am comandat de pe Amazon niște aditivi, okay. Instant Shutter Fix se numesc. Sunt niște aditivi special pentru cutiile cu convertizor, care se vând în SUA. În Europa nu se vând. Și decât tot așa. De pe Amazon SUA? Da. Okay. Mi-a ajuns într-o săptămână. Mi-au venit aditivii, în aceea zi m-am dus la mecanic, la un volum de 10-12 litri, exact cât are cutia asta, 10 litri, da. Se pot băga maxim 2 aditivi din aia. Și n-ai găsit în Europa? Nu există. Ăștia? Nu există, decât okay. pe eBay, pe UK, există pe eBay UK sau pe Amazon.com. Deci okay. în România eu nu am găsit. Okay. Da. Am comandat azi, a doua zi au plecat din New Jersey, da. A ajuns după aia, m-am uitat pe traseu. A ajuns în New York, din New York a plecat cu avionul, a ajuns în Cehia. În Cehia așa a făcut vamă frumos, după aia a ajuns în Ungaria și după aia au trecut pe Sibiu și a fost preluat plicul de către DPD. Și cât a costat? Am dat 35 de euro cu tot. Și mi-a venit acasă în vreo 8 zile, să zic, cam așa. Mi-au venit aditivii, m-am dus la mecanic, am mai luat un litru de ulei, că se amestecă aditivii ăștia cu niște ulei. Am amestecat bine și l-am băgat în cutie cu seringa. Am plecat la drum, scria pe net că, domne, până la 30.000 ar trebui să se simtă efect. Și ai plecat la un drum să faci... Și am plecat și m-am plimbat și am lăsat-o și am mers și după, băi, a 30 de kilometri... La fel făceam, da, se dau foc. Și am zis, bă, trebuie să vin la un centru de cutii automate, convertizoare, ciofi. Și am venit astăzi la Automatico, care sunt specialiști doar pe așa ceva, doar pe cutii automate, convertizoare. Deci în Vâlcea nu aveți? Nu există, nu. Și am vorbit, m-am programat, am dat certificat, a venit cu testerul. Na, eu știam că se poate vedea chestia asta, dacă se pot vedea parametrii, cum funcționează pe cutie, pe convertizor, poți să vezi. Și am zis, doamne, când pleci tare de pe loc, face așa, uite, face așa, uite, face așa, bun. Da, din ce zici tu ar fi din convertizor, bun, hai să vedem. Pleacă, gicuță, nimic. A plecat de 20 de ori tare. Doamne, uite, să imităm aia, uite, am dat-o pe manual, să reproduc chestia aia. Nimic. S-a uitat pe parametrii, doamne, parametrii sunt perfecți la cutie. La convertizor. Bine, vezi, am mers de la Vâlcea la București, 180 de km, da, am mers mai tare, am mers mai încet. Și a făcut aditivul efectul. Da, și a făcut probabil și vreo adaptare, că nu face mai greu efectiv, citește parametrii. Da, da, da. Și la băieții ăștia n-am mai făcut absolut nimic. Și mi-au și zis băieții, băi, știam de aditivul ăla, e foarte bun și noi avem ceva de genul. Și la mine a fost într-adevăr exact cum am bănuit. Eu am bănuit așa, bă, mie îmi face doar la cald. Deci asta înseamnă că la rece, uleiul fiind mai gros, are alt fricțiune. La cald devine mai subțire. Ai luat-o prin logică. Da, devine mai subțire la cald și începe să facă bube. Eu m-am gândit, bă, dacă era o problemă mecanică la convertizor, nu mergea deloc, da, după mintea mea. Și numai bine că a durat un pic mai mult să-și facă efectul și eu am băgat practic un modificator de fricțiune, care practic asta face, să-l ajute să meargă bine mereu. Care problema asta acum poate să fie din ambreiajul convertizorului, care are un ambreiaj acolo, sau poate să fie din ambreiajele cutiei, că și în cutie sunt niște ambreiaje. Eu nu știu din care face, dar știu că de acolo e problema. Și la aditiv spune, domne, dacă bagi aditivul și rezolvă problema, e o problemă de viscozitate din fluid. Dacă îți face non-stop și după ce bagi aditivul, e o problemă mecanică. Dacă scapi cu aditivul, înseamnă că n-ai avut o problemă mecanică. Doar că, vezi, n-am avut răbdare să merg mai mult. Exact. Am mers 20-30 de kilometri la cald, am schimbat prin toate treptele, tot la fel făcea. Băieților le-ai plătit ceva azi? Da, 119 lei. Deci, practic, problema ta s-a rezolvat cu un cost foarte mic. Problema mea s-a rezolvat exact cum am bănuit eu, m-am elucidat când am găsit aditivul ăla, ce am citit, ce am văzut. Deci poți să-l aduci și tu la magazin, că eu sunt convins că mai sunt mulți ca tine. Da, și eu sunt la fel de convins că mai. Da. De gândește că eu am problema asta la 80.000 de kilometri, de asta că la 200.000 poate să-ți facă. Zim, te rog, ce BMW-uri ar mai putea avea problema asta? Ce modele? Știi care e treaba? Eu am avut cumva ghinion, vorba lui Iohannis. Să am 6 case. Au ghinion? Eu am ghinion. În Europa, atât pe benzină și mai ales pe motorină. Pe motorină nu există cutia asta. Cutia asta se găsește pe seria 1, X1, X3, seria 390, seria 560. Motorizările de 2.5-3 litri. Și s-a pus aparent, din ce am văzut pe Wiki, până în 2019 pe seria 1, dar nu în Europa. În Europa se pun cutii ZEFE. Mi-au zis băieții ăștia, mă, mașina asta e din SUA, e a treia oară când văd în viața mea cutia asta. E o cutie care se regăsește pe mașinile americane, care a fost pusă și pe BMW. Eu când am văzut care cutie,
colegii mei când am fost la Oradea, am zis, m-am desumflat când am auzit. Logic. Bine, dacă luam seria de caroserie și o băgam în programul de piese, aș fi văzut că are cutie GM, dar n-am făcut treaba asta. Nu te-ai gândit, îți spun. Nu m-am gândit, da. În mare parte, chiar dacă ai X3 al meu, chiar dacă ai seria 390, 25, 3000, sunt șanse foarte mari să ai cutie. Și sunt foarte mari. ZF. Deci, ți-ai rezolvat problema? Da. Ai venit la București degeaba? Bă, și uneori, frate, se rezolvă lucrurile foarte simplu și foarte ieftin. Da, cu 15 dolari. Știi, nu-ți vine să crezi. Vine să vinzi mașina, vine să dai foc, exact, vine să schimbi cutia. Să... Doar că, da, vezi? Informația. Tu știi cât mi-au zis, domne, aditiv, povești, ce tu repari cu aditiv? Da, uite, se rezolvă. Să știi că e mitul ăsta. Știu că e mitul aditivul ăsta. Aditivul e vrăjeală. Nu e adevărat. Depinde, e ca un medicament. Da, da, mulți așa o văd. Știi? Mă bucur că ți-ai reparat mașina ta preferată, pentru că să știi că îmi vorbești mult mai frumos de BMW-ul ăsta decât de Toyota în ultima perioadă. Toyota e mașină nouă, atâta că m-a luat Gianni. Vă mulțumim, să ne vedem cu bine în următorul video. Salut, pa! Ciao.